statul maltez, care cuprinde 6 insulițe mici și din 2004 este membru al Uniunii Europene, ar putea fi numit și un stat cu atracție muzicală deosebită. Ori anume aici s-au stabilit cu traiul câțiva conaționali de ai noștri de formație muzicieni. Printre ei cunoscuta organistă Svetlana Bodiul. Svetlana vine rar în Moldova. Ori de câte ori este invitată, nu ezită să participe la evenimentele culturale de anvergură organizate la sala cu orgă. Знаете, к сожалению, ностальгия, что уходят годы, и чувство радости быть в этом зале, быть здесь, в Молдавии. Вы знаете, это прекрасное все, что здесь, вот много, столько хорошего, и это я счастлива быть здесь, правда. Я счастлива здесь, и не мамя сынтен Молдова, я далеко, но я здесь. Тут в Малта все афла и у алта компатриота де а ностре, сопрано Татьяна Лисник. Tatiana Lisnic este născută în Cobâlea, raionul Șoldenești. Urmează școala medie în satul natal, apoi Colegiul Ștefan Neaga, Academia de Profil din Chișinău și Conservatoriul din Cluj. În 2003 obține o bursă de studii la Viena, în scurt timp devine membră a Operei de Stat din Viena. Tatiana Lisnic cântă pe cele mai vestite scene de operă din lume, La Scala, Italia, La Monet, Bruxelles, Royal Opera, Marea Britanie, Teatro Comunale din Florența, Staatsoper din Berlin, Opera d'Avignon și Opera Națională din Strasburg. Scena este casa și destinul ei în toată complexitatea cuvântului, fiindcă în lumina rampelor a făcut cunoștință și cu viitorul ei soț. Unul dintre cei mai cunoscuți tenori din lume, maltezul Josef Calleja, ambii fiind numiți acum noul cuplu de aur al lumii. Tatiana Lisnic putea obține cu ușurință cetățenia malteză sau a altui stat european. Ea însă a preferat să rămână moldoveancă. În iulie 2006, Tatiana și Joseph au susținut o serie de concerte în Statele Unite. Presa americană anunță evenimentul astfel. Un concert cu celebrități printre care cântăreți cu renume mondial. Joseph Calleja și soția lui moldoveancă, soprana Tatiana Lisnic.